Centrul Municipal de Cultură Târgu Jiu organizează o serie de evenimente pentru împlinirea 137 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Constantin Brâncuș s-a născut la 19 februarie 1876 la Hobița, comuna Peștișani, și s-a stins din viață în data de 16 martie 1957 la vârsta de 81 de ani. În luna martie vor fi organizate multe activități culturale menite să reînvie imaginea sa în sufletul gurjenilor. Prima acțiune este o conferință omagială despre Brâncuș cu admirație, apoi un spectacol liric, o expoziție de sculptură și mai multe lansări de carte. În 16 martie vom organiza o conferință omagială cu ocazia comemorării lui Brâncuș. Se va numi Despre Brâncuș cu admirație. În cadrul acelor manifestări vom avea și alte activități, un spectacol liric, intenționăm o expoziție de sculptură, lansări de albume, de cărți. Tot în această perioadă, Adina Drițoiu încearcă să strângă cât mai multe cărți din țară și străinătate despre viața lui Constantin Brâncuș pentru a crea o bibliotecă în cadrul Centrului Municipal de Cultură Târgu Jiu. Avem, într-adevăr, un început de colecție. Spun un început de colecție pentru că noi ne-am propus anul acesta să realizăm o bibliotecă integrală a Brâncuș. Adică să identificăm cât mai multe, pentru că nu toate, este absurd să spunem toate, despre Brâncuș s-a scris în întreaga lume și în toate limbile pământului, cât mai multe dintre titlurile apărute în țară, în străinătate, în Europa, la Paris, în Anglia, poate chiar și în Statele Unite.